Vă salut, prieteni, și mă bucur că suntem din nou împreună după o lungă perioadă de timp în care n-am mai postat nimic pe acest canal referitor la cultivarea florilor. Au fost diverse motive, nu vreau să mă scuz, însă, deși iubesc oamenii și vreau să-i ajut, aseară cineva chiar m-a convins că este timpul și rugămintea lui era de a mai posta ceva pentru ca să ajut cultivatorii și mai ales pe cei care sunt începători în acest domeniu să evite greșelile cu care s-au confruntat ceilalți cu experiență, și de aceea doresc să mă fac vulnerabil și să împărtășesc cu voi lucruri, aspecte esențiale de la începutul experienței mele cu florile, astfel încât cei începători să nu treacă prin aceleași greșeli și să poată să învețe din greșelile altora, să nu fie nevoit să le experimenteze ei. Așadar, permiteți-mi să vă prezint câteva aspecte, probabil vor fi mai multe episoade pe această temă și cred că veți avea multe de învățat. Acum aproximativ 16 ani eram apicultor și am vândut într-o singură zi tot ceea ce agonisisem, un camion cu 115 familii de albine și cu tot ceea ce ținea de producția și ambalarea mierii, considerând că aspectul acesta al unei culturi sau cultivări protejate și controlate este mai de dorit. Și anume, în natură, știți, clima era atât de instabilă și producția de miere nu mai era o siguranță. De aceea mi-am dorit să fac ce vreau eu atunci când produc, și în spațiile protejate, în solare, pot să fac acest lucru prin controlul de căldură, umiditate, lumină și așa mai departe. Am crezut că va fi o activitate sigură și destul de simplă. Cineva care cultiva flori și vindea în stil mare m-a încurajat spunându-mi că va fi alături cu consilierea, și m-am bucurat de lucrul acesta. Este mare lucru ca să-ți găsești pe cineva de încredere la care să poți apela, să te sfătuiești, să întrebi și să nu te sperii nici de umbra ta, dar și să acționezi la vreme potrivită, cu măsurile potrivite atunci când apare vreun eveniment. Așadar, am fost încurajat, însă nu am știut lucruri esențiale. Ce presupune cultivarea florilor? Eu vedeam doar că persoana respectivă vindea cantități mari și am zis, trebuie să fie un avantaj imens, pentru că, iată, aceste flori vândute înseamnă bani. Însă nu știam despre investiții, nu știam despre ceea ce presupune. Și mi-am dat seama ulterior, și acum pot să afirm cu toată tăria, faptul că în activitatea aceasta este mult mai multă muncă, mult mai multă atenție și investiție decât în oricare altă activitate, pentru că plantele mici sunt sensibile ca un bebeluș nou născut și au nevoie continuu să stai de ele, să le urmărești evoluția și să le asiguri cele necesare. Am să încep cu începutul. La început, când am vândut această afacere cu mierea, am strâns 12.000 de euro pe care am crezut că îi voi folosi și încă va și rămâne în investiția pentru flori. Însă reprofilarea aceasta nici nu mă gândeam ce nevoi are din punct de vedere financiar și logistic. De aceea vă spun, nu știu cu ce bani începeți, dar s-ar putea ca începutul să fie atât de târâș, un start prost, astfel încât vă veți chinui ani de zile până când veți ajunge la un nivel la care să puteți să vă și odihniți în timp ce cultivați flori. Și m-am înșelat crezând că am bani suficienți, însă când mi-am dat seama că nu numai construirea solarului și a ceea ce este în interior, dar și materialele de cultivare, atât turba, ghivecele, mesele, foliile de protecție, căldura, combustibilul și tot ce ține de spațiile de depozitare și de producție, depășeau cu mult necesarul acesta. Și mi-am dat seama prea târziu, pentru că deja surpriza era întoi și trebuia să adaptez, să mă zbat și să ies la suprafață cu soluții chiar și în vremuri nepotrivite. Spre exemplu, mi-aduc aminte că după ce am făcut primul meu solar, era din lemn și îngust, avea vreo 3 metri și jumătate pe 27, dacă mi-aduc bine aminte. Am cumpărat primele panseluțe, semințe, la plicuri de 2 lei erau atunci. Însă, dacă știți foarte bine, acum un plic de semințe profesionale de 1000 de bucăți costă în jur de 160-170 de lei. Și m-am bucurat că la finalul sezonului am putut să trag linie și să strâng 1000 de lei. Era chiar o capodoperă, o realizare.
Și îmi vine să râd astăzi pentru că lucrurile s-au schimbat atât de mult. După aceea am demolat acel solar și pentru că lemnele putreziseră în pământ, am pus picioare din șpalier de beton, legați cu sârmă și așa mai departe. Folia se spărgea în ei, erau foarte aspri și mi-am dat seama că trebuie să îmbrăcați în folie și tot felul de minuni și de improvizații care nu duceau nicăieri. Ulterior l-am dat și pe acela jos și am făcut alt solarel printre pomi. Cumpărasem un teren de 2500 de metri și credeam că îmi va fi suficient să fac și livadă, și căpșuni, și zmeură, și solare de flori, însă lucrurile s-au schimbat dramatic pentru că îmi lipsea viziunea de ansamblu, adică să știu de la început ce vreau și cum va fi. Dacă aș fi vizitat un producător cu adevărat dezvoltat și bine organizat, mi-aș fi dat seama ceea ce vreau și n-aș fi pornit pe căi pe care ulterior să le modific, bineînțeles cu costuri și cu pierderi suplimentare. De aceea, orientarea de la început este foarte, foarte importantă. Nu porniți până nu știți cu adevărat ce vă doriți. Mi-am adus aminte că la început am făcut loc printre pomi și am făcut un solărel pentru că nu mai încăpeau panseluțele în acel solar printre ceapa verde și salata care o mai cultivam și am făcut un solărel lat de aproximativ 2 metri și înalt de vreun metru și jumătate în care intram și puneam și deci o chinuială foarte mare. Foloseam folie de amatori, folie de construcții care ținea un an sau doi maxim și nu eram sigur niciodată pe ea. De aceea e nevoie să investim un pic la început ca să facem treabă bună. Am început să cultiv și alte flori afară de panseluțe, de grădină, anuale, care necesitau căldură. Așadar, am avut nevoie de un butoi cu rumeguș pe care să îl presez cu picioarele seara și o tubulatură lungă ce să radieze căldura, care mai făcea și necazuri, în sensul că se năruia rumegușul în interior și afuma atât folia cât și plantele. Apoi am băgat gaze în solar, acestea mi-au adus primul incendiu pentru că a ieșit foc prin spate pe la arzător, care a ajuns până la furtunul de plastic sau cauciuc, l-a topit și atunci flacăra era foarte mare, de aproximativ 80 de centimetri. Și am găsit totul negru și la vreo 70 de grade înăuntru. Nu a luat foc efectiv nimic pentru că era doar o alee între mese, însă toate plantele erau afumate și moarte. Vă doresc instalații de încălzire cât mai sigure și cât mai eficiente, pentru că vedeți și costurile combustibilului sunt atât de mari astăzi. Ulterior am decis construirea unui solar mai bun, primului meu solar special pentru cultura florilor cu mese, așa cum am văzut. L-am făcut însă cu materiale foarte ieftine, cu țeavă din recuperări de la fier vechi și cu plasă de gard sudată foarte subțire ca să suporte greutatea ghivecelor. Însă acestea s-au dovedit a fi nepotrivite pentru că alesesem un diametru de țeavă prea mic, ce nu se învârtea, spre exemplu, rolele de sub mesele culisante și a trebuit ulterior să le fac mai mari. Deci țeava nici de jumătate de țol, nici de un țol măcar nu corespunde, ci trebuie de 2 țoli. Iar plasa de gard era prea subțire și făcea valuri, astfel încât plantele niciodată nu stăteau pe un suport drept. Nu puteam avea mese inundabile pentru că totul era deformat. Și iarăși a trebuit să investesc, am pus OSB-ul. Iar OSB-ul, după cum bine știți, nu rezistă prea bine la umiditate. În solar este umiditate continuă, iar și paraziții se adăpostesc în el foarte bine. Și OSB-ul, de asemenea, subțire, se deformează mult mai repede decât cel gros. Și tot așa, pași intermediari până la o soluție mulțumitoare. Odată ce plantele au fost puse toamna în solar, eu bănuiam că așa vor fi până vara. Și prin luna ianuarie și februarie mi-am dat seama că ele trebuie scărărite, deja se puseseră unele peste altele atunci când au crescut și foarte multe au trebuit să le arunc înainte de a le vinde pentru că putrezeau, nu mai puteau fi udate de dese ce erau. Așadar m-am apucat în toiul iernii să construiesc un solar unde să mă pot extinde cu ele, ceea ce iarăși nu este de dorit.
pentru că niciun solar nu se întinde bine folia și nu se face bine în condiții de stres datorat vremii și vremii nefavorabile. Acesta este un alt aspect. Organizați-vă bine spațiile de producție și să nu credeți că dacă aveți, să zicem, 150 de metri ocupați toamna, așa va rămâne pe tot anul, pentru că ele au nevoie de mutare la ghivece suspendate sau spații mai mari între ghivece, astfel încât ele să nu se umbrească, să nu se sufoce unele pe altele. Și am să vă mai vorbesc în acest video un pic despre începutul sistemului nostru de încălzire, așa cum l-am organizat atunci. Am cumpărat o centrală Viadrus cu 10 elemente de fontă, de 60 de kW, la un preț foarte bun și spuneam, aceasta ne va ajuta și la casă și la solarul pe care îl avem. Am pus calorifere, atenție, caloriferele în solar, dacă îngheață, se vor și sparge, așa că trebuie continuu. Atenție la ele când vine temperatură sub minus 3-4 grade, pentru că le veți găsi fisurate când dați drumul la căldură. Mi s-a întâmplat și lucrul acesta. Dar, cu privire la centrală, am luat combustibilul destul de convenabil, cărbune natural. Și vă spun, acesta lasă foarte multă cenușă, face într-adevăr căldură mai bine ca lemnul. Însă gândiți-vă ce faceți cu atâta cenușă, pentru că dacă aveți, să zicem, 30 de tone de cărbune toamna, combustibil, o să aveți undeva la aproximativ 15-16 tone de cenușă. Trebuie să vă gândiți și la aspectele acestea. Apoi depozitarea. Mi-a fost nevoie să construiesc o magazie special pentru depozitarea cărbunelui, să betonez spațiile unde depozitam pentru ca să nu stăm în noroi și tot așa, activitate după activitate. Am construit coșul la centrală, am instalat centrala. Centrala, datorită lipsei de experiență, s-a supraîncălzit, a deformat pompa de recirculare, ce nu era montată corect, era pusă pe tur și nu pe retur. Și tot felul de neplăceri și neajunsuri. Apoi am cumpărat un sistem de încălzire electrică al mesei calde de producție, pe care de fapt l-am și postat într-o postare trecută. Și tot felul de termostate, lucruri care atunci, la acea vreme, mi erau utile, dar nu eram foarte priceput la ele. Mi-am cumpărat sisteme de iluminare pentru ca să ajut pe timpul iernii răsadurile și plantele tinere ca să aibă o creștere echilibrată și bună, însă nici acestea nu erau conform standardelor. Încercam să găsesc soluții ieftine și cât mai eficiente. Am cumpărat materiale și semințe, spre exemplu, de flori de la supermarket și am avut neplăcuta surpriză să cultiv efectiv buruieni. Ieșeau buruieni din plicurile de semințe de flori. După ce le încălzeam, bineînțeles, și le îngrijeam cu grijă. Acestea sunt unele dintre neajunsurile cu care m-am confruntat în prima etapă, probabil în primul an sau al doilea an, din lipsă de experiență și de viziune, așa cum spuneam, care este atât de necesară. Mi-aduc aminte și că am mai cumpărat plante la vânzare să vedem ce se cere și cât se cere ca să știm ce să producem. Și din lipsă de cunoștință, plantele care le cumpăram mureau foarte repede, pentru că nu știam, pe măsură ce vedeam mușcatele că se ofilesc și că o duc rău, le udam mai mult. Vânzătoarea, de fapt, le uda zilnic. Până când ne-am dat seama că nu trebuie așa îngrijite florile, trebuie cu răbdare, cu liniște, cu încredere, pentru că observ și astăzi iubitori de flori care sunt disperați la orice aspect, vor și se îngrijorează și nu știu ce să mai facă și stresează mai mult plantele. Haideți să mă urmăriți în postările viitoare celelalte aspecte care au dus la o cultură mai potrivită, mai echilibrată, un pic mai relaxantă, căci deja mă stresasem și slăbisem și fizic de atâta grijă. Rămâneți cu mine!